Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Aflăm împreună că răul din societatea de azi a fost programat pas cu pas cu mult timp în urmă. Iată ce ne așteaptă. În anul 1773, în casa baronului Mayer-Amschel Rothschild, situată pe o stradă evrească din Frankfurt, s-au întâlnit 12 evrei bogați, mari cămătari ai vremi. Ei și-au propus nici mai mult, nici mai puțin decât gestionarea averilor lumii, în urma unui program cu bătaie lungă de mai bine de 225 de ani. Mai mult decât atât, cei 12 își propuneau ca lumea să fie condusă de un guvern mondial cu capitala la Ierusalim și toată povestea asta să fie realizată cu prețul a 3 războaie mondiale. Printr-o tradiție ce ține de istoria lojelor masonice, cei 12 și urmașilor de azi care gestionează averile lumii și-au spus iluminați. Unul dintre materialele scrise de cei 12 se numește Protocoalele Înțelepților Sionului. Elaborat în 1773, acest document a fost secret până în anul 1901, când, descoperit în întâmplare de către profesorul rus S. Nilus, a fost publicat și ulterior tradus în engleză de către Victor Marston. Un exemplar se află și acum la British Museum din Londra. Destul de amănunțit, materialul prezintă strategii pentru controlul finanțelor lumii, controlul presei, controlul asupra credinței, manipularea informației, coruperea, discreditarea și chiar suprimarea fizică a celor ce se împotrivesc, controlul politice, elaborarea războaielor, aducătoare de venituri importante, controlul educației, controlul lojilor masonice. Un alt document redactat de cei 12 este Noul Testament Diabolic, cunoscut de asemenea publicului datorită unei pure întâmplări din 1785. Curierul care transporta documentul a fost trăznit și materialele au ajuns în mâna poliției. Mult asemănător în ideologie, documentul poate fi o oglindă a lumii de azi. Primul secret privind felul în care se poate manipula societatea este supremația asupra opiniei publice. Prin aceasta se poate semăna între oameni atâta șiziune, îndoială și păreri contradictorii, încât ei nu se vor mai descurca în zăpăceala colectivă. Al doilea secret este de a pune în mișcare toate slăbiciunile și defectele omenești, patimile, greșelile, până ce oamenii nu se mai pot înțelege între ei. Prin invidie, ură, discordie și război, prin foamete, lipsuri și molime, toate popoarele vor fi atât de slăbite încât nu vor ști cum să iasă din impas decât dacă se supun voinței noastre a iluminaților. Un stat care este epuizat de prefaceri sau conflicte interne va fi în orice caz o pradă ușoară pentru noi. Vom obișnui popoarele să ia aparențele drept momeala adevărată, să se mulțumească cu superficialități, să alerge numai după plăceri, să se epuizeze căutând mereu ceva nou, pentru ca în sfârșit să asculte de noi, iluminatii. Iar noi vom răsplăti masele cu venituri adecvate pentru supunerea lor. Prin șarlatanii și vorbe goale, oamenii trebuie sustrași pentru ca să nu se poată gândi cu mintea proprie. Oratorii politici instruiți de iluminați trebuie să bată atâta monedă pe conceptele de democrație și libertate, încât oamenii să fie dezgustați de discursuri politice de orice natură ar fi ele. Ideologia iluminaților însă trebuie să fie inoculată necontenit. Masele sunt oarbe, nesocotite și lipsite de critică. Dominația mondială se obține numai pe căi ocolite prin subminarea selectivă a libertăților, prin legi, prin ordine a electoratului, prin presă, prin educație și metode de învățământ, dar mai ales sub stricta ținere în secret a activităților noastre. Guvernele trebuie să fie hărțuite până când, de dragul liniștii, vor fi dispuse să cedeze puterea. Vom atâța în Europa contradicții individuale și naționale, rasiale și religioase, astfel ca statele să nu mai găsească punți de înțelegere între ele. Președinții de stat vor fi aleși de noi, din rândul celor ce ne dau ascultare. Fiecare dintre ei să aibă câte un punct negru, vulnerabil în trecut, pentru ca să putem exercita presiunea asupra lor spre a putea da legilor sensul dorit de noi și pentru a putea modifica Constituția. Vom corupe înalții funcționari ca să sporească datoriile externe ale statului spre a deveni sclavii datornici ai băncilor noastre. Vom provoca crize economice prin speculații la bursă pentru a distruge puterea monedei. Societatea spre care tindem trebuie să fie alcătuită în afară de noi, dintr-o mână de milionari ce depind de noi, din poliție și soldați, iar în rest din cetățeni lipsiți de avere. Prin introducerea dreptului de vot general și individual vom instaura supremația absolută a maselor. Prin propagarea dreptului de a dispune de sine însuși a fiecărui individ vom diminua importanța familiei și valoarea educativă. Printr-o educație bazată pe principii false, ideologii mincinoase vom face ca tineretul să fie indus în eroare, ușor de condus și depravat.
Întemeierea cât mai multor organizații cu nume diferite, ademenirea cât mai multora în loși publice, au ca scop să le arunce la cât mai mulți nisip în ochi. Prin metodele expuse, națiunile vor fi siliite să cedeze iluminaților dominația lumii. Noul guvern mondial va trebui să apară ca patronul și binefăcătorul popoarelor. Dacă un popor se opune, trebuie mobilizați vecinii și instigați la o acțiune armată. În martie 2014, un magnat al petrolului, mason și membru al grupului Bilderberg, făcea dezvăluiri șocante. Iată ce ne așteaptă în curând. Frank H., mare mason și membru al grupului Bilderberg, a făcut o serie de dezvăluiri uimitoare în ultimele sale zile de viață. Frank a pierdut lupta cu cancerul la scurt timp după ce aceste declarații au fost făcute publice. Aurul și argintul sunt singurile pe care te mai poți baza. Conversia activelor și a numerarului în aur urgent. Nu-l încezis pentru că iluminatii au de gând să prăbușească în continuare băncile, foarte curând. Intrăm într-o criză prin care vom deveni cu toții cu adevărat săraci. Atitudine de țăran și mod de viață țărănesc. Nu depindeți de imobiliare, active, averi, moșteniri, investiții, etc. Petrolul brut va fi de 150-200 de dolari pe baril în următoarele câteva luni. Băncile orchestrează criza ipotecilor bancare, care va fi reglementată prin legea care a fost validată de Congresul Statelor Unite recent și care permite băncilor să ia casele fără a avea împuterniciri. Dacă aveți o ipotecă, achitați-o acum sau vindeți-vă casa pentru a vă putea permite să plătiți integral pentru o altă locuință, chiar dacă, cu banii rezultați din vânzare, o să cumpărați doar o baracă. Asigurați-vă că locuința dumneavoastră umilă este plătită. Milioane de oameni își vor pierde casele. Legea sănătății dată de Obama este un instrument de control scris de bănci și pus în aplicare de societățile de asigurare. Preluarea controlului de către guvern asupra armelor de foc, eutanasie, etc. este ascunsă în această lege. Guvernul Statelor Unite a dat cu mulți ani în urmă canalul Panama-Chinei, o strategie a Consiliului de Relații Externe, CFR, și a Comisiei Trilaterale. China deține toate porturile grecești. China deține 90% din toate mineralele rare ale pământului, componente pentru tehnologii, arme, etc. China produce 80% din componentele armelor pentru Armata Statelor Unite. Statele Unite se află la mila Chinei. China este cel mai mare extractor de resurse minerale naturale la nivel mondial. Ea deține mai mult de jumătate din exploatările miniere din Australia. China deține exploatări miniere în Africa, Statele Unite, Orientul Mijlociu, Canada. China deține un monopol de 90% asupra tuturor mineralelor rare ale pământului. China face tranzacții în toate monedele, devenind bogată în numerar, astfel încât ea poate cumpăra, vinde în orice monedă. Rusia este cel mai mare producător de petrol și gaze. Trebuie să pândim China și Rusia. Americanii nu vor câștiga niciodată un război împotriva lor, deoarece Statele Unite și-a mutat toată industria sa de producție în China. Elitele, globaliștii, doresc o criză în Orientul Mijlociu în câteva luni. Goldman Sachs Bank, Citibank și FMI-ul sunt deja în Iran. Au mers pe ușa din dos, ca să spunem așa, în scopul de a-l paraliza financiar înainte ca ei, iluminatii, să atace. De asemenea, trebuie să fiți conștienți de faptul că Statele Unite Europa au vândut computere cu virus Iranului, o lovitură deliberată. Deci vedem cum Iranul este în curs de aranjare, așa cum a fost și Irakul. Se fac pregătiri pentru un atac împotriva Iranului. Magnatul bolnav în stadiu terminal a mai spus despre proiectul Devil's Messiah, Mesia Diavolului. A trebuit să ne descotorosim de Dumnezeu pentru a aduce noua ordine mondială. Mesia Diavolului înseamnă perversiune totală, deoarece ei, iluminatii, nu-l pot aduce pe Mesia Diavolului la un popor drept, un popor cu frica lui Dumnezeu. Deci acum știm de ce homosexualitatea, avortul, eutanasia, pornografia, desfrâul, vrăjitoria sunt impuse cu forță asupra omenirii pentru a pregăti venirea lui Antichrist. Iluminatii fac presiuni pentru a institui One World Religion, o religie unică a lumii. Consiliul Național al Bisericilor din Statele Unite e finanțat de aceste organizații masonice, fundațiile Rockefeller, Carnegie și Ford. Este interesant de observat cum comunitățile religioase sunt un factor cheie ceea ce privește falsul ecumenism promovat de aceste consilii și fundații. Inițiativele bazate pe cler au preluat majoritatea bisericilor din Statele Unite.
Te doare mintea atunci când reflectezi asupra modului în care inițiativele religioase luate în numele Cuvântului Domnului au fost riguros deturnate în anumite părți ale Statelor Unite, Irlanda și în special în Arhiepiscopia Westminster din Anglia. Astfel de inițiative religioase conduc doar spre o biserică atotcuprinzătoare. De ajuns, oameni buni! În unele districte ale Statelor Unite au fost adoptate ordonanțe, hotărâri locale, care îl împuternicesc pe șeriful districtual să vină și să pună lacătul pe o biserică, chiar și în cazul în care se face o reclamație împotriva acestei biserici, pastor, pentru că a vorbit împotriva homosexualității, a lipsei de decență vestimentară, etc. Ei pot prin aceste ordonanțe să închidă biserici în afara oricărui proces legal, la fel ca și în China. Trebuie să avem propriile noastre mass media naționale pentru a aduce noua ordine mondială, pe care le au deja. Cu o corporație mass media deținută de o colectivitate masonică, civilizația este distrusă în mod premeditat. Elitele controlează China și Rusia, dar și pe președintele și Congresul Statelor Unite. Congress are going to try and ram through the Cyber Security Act and the Carbon Tax Act. Congresul vrea să încerce să bage pe gât Cyber Security Act, legislația privind securitatea cibernetică, și Carbon Tax Act, legislația privind taxele antipoluare. Contribuabilul american va fi rugat să salveze țara din ghearele crizei ipotecare, ceea ce va aduce pe tavă în jur de 3 trilioane de dolari marilor bănci. Băncile mari distrug băncile mici care încearcă să salveze economiile noastre, iar iluminatii, care sunt mega zarafii globali, nu permit așa ceva. Numele jocului lor este control al banilor, al casei și mașinii tale, al întregii tale vieți. Dragi prieteni, voi continua cu articolul Comitetul celor 300, dezvăluiri despre ierarhia conspiratorilor, semnat de Vlad Petreanu. Auzim adesea că ei fac asta, aia sau ailaltă. Ei par literalmente capabili să scape de pedepsiți chiar și după cele mai odioase crime. Ei măresc impozitele, ne trimit fiii și fiicele să moară în războaie, care nu aduc niciun câștig, par intangibil, invizibil, frustrant de nebuloși atunci când trebuie să se ia măsuri la adresa lor. Nimeni nu pare capabil să identifice clar pe ei. Cu siguranță un număr apreciabil dintre noi sunt conștienți că oamenii care ne guvernează nu sunt cei aflați cu adevărat la comanda problemelor politice și economice. Faptul că e vorba de o reală conspirație deschisă împotriva lui Dumnezeu și a omului, care include înrobirea majorității ființelor omenești rămase pe acest pământ după ce au fost exterminate de războaie, epidemii și genocid, nu e foarte bine ascuns. În comunitatea informativă se învață că modul cel mai sigur de a ascunde un lucru este acela de a-l pune la vedere. Guvernul paralel secret la nivel superior nu acționează din pivniței grasioase și camere subterane secrete. Acești oameni acționează în văzul tuturor. Ei sunt slujbașii guvernului unic al lumii în noua ordine mondială. La fel ca violatorul care oprește mașina ca să-și ia victima de pe marginea șoselei, nici ei nu par niște monștri, deși asta sunt. Adevărații monștri poartă costume la două rânduri și se duc cu limuzinele la serviciu. Ei apar adesea la televizor în ipostazele cele mai inocente. Dar trebuie să fim conștienți că nimic din ceea ce fac ei nu este inocent. Cine sunt conspiratorii care servesc marele și atotputernicul Comitet al celor 300 și care este scopul lor final? Cei mai bine informați dintre concetățenii noștri sunt conștienți că există o conspirație care funcționează sub diverse denumiri, cum ar fi Illuminati, francmasoneria, Masa Rotundă, grupul Milner. Problema este aceea că informațiile cu adevărat importante despre activitățile trădătoare ale membrilor guvernului invizibil sunt foarte greu de găsit. Ceea ce face comitetul să fie ocultat este incredibila secretomanie care domnește în jurul lui. Niciun organ mass media n-a menționat vreodată această ierarhie a conspiratorilor. Prin urmare, așa cum e de așteptat, oamenii se îndoiesc de existența lui. Comitetul celor 300 este singura ierarhie de putere organizată din lume care transcende toate guvernele și indivizii, oricât de puternici și de siguri pe sine s-ar crede. Acesta acoperă finanțele, domeniul apărării și partidele politice de toate coloraturile și orientările. Nu există nicio entitate pe care comitetul să nu o poată depista și controla, inclusiv religiile organizate ale lumii, iar coroana britanică este punctul său de control. Scopul lor final este acela de a contopi toate țările într-o nouă ordine mondială fără niciun Dumnezeu, cu un guvern unic mondial care va împinge lumea înapoi în condiții mult mai grele decât cele din Evul Mediu.
Cu mult timp în urmă, Comitetul celor 300 a decretat că va exista o lume mai mică, mult mai mică și mai bună. Adică ideea lor despre ceea ce ar constitui o lume mai bună. Miriadele de consumatori inutili care devorează resursele naturale sărăcite trebuie să fie decimate. Progresul industrial susține creșterea demografică, prin urmare, porunca de a crește și a ne mulți pentru a stăpâni pământul găsită în Geneză a trebuit să fie desconsiderată. Această măsură a presupus un atac împotriva creștinismului, dezintegrarea lentă, dar sigură a națiunilor state industrializate, distrugerea a sute de milioane de oameni denumiți de Comitetul celor 300 surplus demografic și înlăturarea oricărui lider care îndrăznea să stea în calea planificării globale a Comitetului pentru atingerea obiectivelor asumate. Există cel puțin 40 de birouri de ramură cunoscute ale Comitetului celor 300. Odată ce vom studia acest sistem, ne va fi mai ușor să înțelegem cum poate acționa cu atâta succes un singur corp conspirativ central și de ce nicio putere de pe pământ nu-i poate respinge atacul contra celor mai elementare baze ale unei lumi civilizate și progresiste, bazată pe libertatea individului. Vlad Petreanu. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!